Salut, dragi, și bine ați venit la un nou episod. Azi suntem pe House România, după cum vedeți. Am luat decizia să plecăm de pe Cronos, pentru că, na, de ultima dată, de când s-a întâmplat toată faza aia cu acele roleplay, care a fost destul de ciudat. Bine, că mi-am luat Angel, da? Am vorbit cu băiatul după aia în privat, am zis că bă, și eu vreau să stau să mă joc și una alta, adică nu-s pe undeva de vină cu faza asta, așa că două minute că m-a sunat cineva. Și acum o să facem o mică chestie. Și da, după ce am vorbit, oricum am dus la băieți acolo la poliție, am zis să-mi scoată gradele. Mi-a dat și așa 2 din 3, căci că n-am stat 7 zile în ăsta, dar am stat destul de mult. Mă rog, ce zic, Pokémon Role Play. Așa că, na, cu ce m-am înțeles super bine. Ce zic pentru voi, vă salut, vă respect, mult succes în continuare cu jocul, cu serverul. Sper să fie un pic cât de cât și ok pentru voi, că hai să dăm un pic mai încet. N-am făcut live duminică pentru că am ales să fie o zi de relax, deoarece oricum dacă mă băgam live era doar așa de, nu știu, era un pic cam ciudat faza cu live-ul și am preferat să nu mă bag. Și apoi, da, am ales să vin pe Cronos. Am mai jucat pe undeva pe anul trecut, cred că, dar nu foarte mult timp. Ați văzut și ce mașini am și una alta. Mi se pare că FPS-urile sunt mai bune, serverul e mai stabil. Acum vedem. Ia mă, că departamentul de poliție recrutează cadeți. Frumos, frumos. Hai să mergem până acolo, să vedem despre ce e vorba. Și m-am opus limita aici. Nu uitați butonul de like și subscribe. Și e pornit și treaba cu Eneba. Să nu uitați că toate informațiile le aveți în descriere. Pentru 20% reducere apăsați pe link. Codul e numai așa de, adică codul I'm happy because de numai așa trebuia scris în alta. Hai să vedem. Oare avem vreo șansă aici să mă duc să schimb astea? Să întorc de fapt. Sper să nu mă prinde careva. Hai să vedem cum e aici în poliție, că aici am zis că nu o să mă afecteze, o să facem pe mâine pe undeva live stream. Dacă primește treaba să mergem în poliție una alta e super bine. Și stai să văd dacă n-am ceva în buzunare. Bere. Mă duc eu acolo, mamă. Ok. Ia-i pe ăștia cum îți îmbrăcați, cum de tata, aia să bag o bere așa de... Da, băgăm și un sandwich. Berea cu sandwich se combine destul de bine, după cum știți. Oh, am înțeles, erau și tras după băieți, deja de tot, wow! Bă, cum am zis, serverul un pic mai pregătit. Și e fain că nu apare câți playeri pe server. Deocamdată nu am văzut destul de multe, așa că da. Salut, mă auzi? Din elicopter? Da. Așa de coț. Salut, mă auzi? Domnul polițist. Da. Hai să vedem, poate putem să... Cu pistolul nu. Și la roți. La roți, nu oameni. Prindem... Undeva prin spate... Așa că... Salut, pentru angajări? Da, la angajări aici, la angajări aici. Îl caut pe Castor, pe Ruz. Ce? Îl caut pe Ruz dacă e. Nu, stai un pic. Că vine colegul... mă auzi, dar... Da, vrea să se angajeze. Nu sunt șef aici. Îl caut pe Ruz, pe Castor. Salut, spune. Ce zici? Îl caut... Doriți să mă angajați amândoi? Da, eu, dar da. Ca polițiști. Bă, șefule, eu sunt comisar și aici. Eu îl caut pe Castor acum, pe Ruz. Ai pe undeva idee pe unde-i? Poftem? 2 secunde. Da-i cu mine. Păi îl caut pe comisar, gen. Uite la legi. Ok. Deci dai cu mine sau? Păi cu Castorul îl caut. Cu el am vorbit. Păi cu Ruz am vorbit. Lasă, șefule, că dai cu mine. Am vorbit deja cu el, dacă mă înțelegi. Păi și când dați? Da, am venit. Te lăsăm eu mai repede și dai cu mine. Nu vrei repede, durează puțin. Nu, vreau cu băiatul ăla. Zi dacă e pe aici, pe undeva. Mai și nu vrei? Mamă. Dai cu mine, aceeași chestie. Că vorbesc eu cu Ruz. Păi spune să veni aici. Păi dar nu-i Ion. Nu-i Boraș. Dar vorbesc eu cu el. Ba da, că înainte cu 2 minute am vorbit. Am vrut să vorbesc cu domnul Ruz? Da, da. Păi la Pacific. Putem? Este la Pacific. Am înțeles, da. Mi-a zis pe undeva. Mai durează. Apoi mă duc, îl aștept, mă duc. Că revin mai încolo. Am înțeles. Bă, văd că merge și radio. Așa că... Hai că am vorbit cu el dacă e... pe telefon. Bă, dar am avut numere de telefon mai multe și... Mă duc să mă schimb. Rapid. Stai că-l văd pe ăla acolo. Băi, înainte am mâncat aici așa de... umflat, mă simt. Hai că... de-a răsit că... Na, și asta zic că aveți toate informațiile în descriere. Vă pup pentru cei cu ce m-am înțeles, pentru cadeții pe care... mi-am dat... N-am înțeles asta, nu se dă jos de mașină. La cadețe, la cadetul la care am făcut și de asta de app. Asta e, n-am mai fost să mai fie, am preferat să plec. Prea multe nebuneli, prea mult troll de față cu poliție, prea mult provoking, lăsând cont de faza ce s-a întâmplat atunci. Provoking, non-fear și așa mai departe era la... cum se zice... era special pentru polițiști. Adică o chestie mai urâtă decât atât eu n-am mai văzut pe server. Adică de când joc din 2017, bă, nu pot să zic nici noi și eu nu mai făceam trolete că da, cum să zic eu, era pe undeva mai ok, deoarece... A, cine mă sună, mă? Am înțeles. Era un pic mai... că mai aveam un pic de... Ok, o șarfe coliere, 6. Nu știu de ce mi-a rămas asta aici, dar în fine, stai să văd insignia. Chiar ce e, 5? Insignia. Coliere... Am niște... Gens? What the fuck? Ce-i cu gens? LOL. Hai că pun... Am pun asta rapidă cu Adidas și Adidas și apoi hai că vedem. Nu bun. Merem repede înapoi la poliție să vedem dacă domnul Rulze e pe acolo. O să mă încurce un pic aia. Mă crezi? Nu pot să mă întorc undeva pe aici. Hai că am înțeles. Da. Salut. Nu, 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 cu tine n-am vorbit înainte. O să dea rusică, cred că băiatul. Sper că băiatul mă văd. N-am chef să am permisul confiscat sau ăștia de aici. Nu, nu, că ăștia nu mă văd, n-au nicio treabă. Așa că, cum am zis, revenind, sper aici să fie cât de cât ok, sper să ne găsim serverul cât de cât. Sper să putem să facem roleplay pe care vrem să-l facem, deși accept și Caterinca, ce accept de toate. Da, nu. Adevărul că știi cum e, după ce vii de la muncă, stai, bine, pe asta orice vorbind, vii, te relaxezi în alta și adevărul că făceam live-uri, știi, și eram super obosit și așa mai departe, adică nu e ca și cum și acum n-aș fi, dar ideea că ar fi poate un pic mai ok, poate un pic mai... Vedem, vedem. Posibil și aici, dacă mă angajez la poliție din nou, poate și pe aici au regula de a sta 2 ore pe în fiecare zi, dar nu. Acum vedem care e condiția, care... Adevărul că într-o facțiune trebuie să ai și timp, știi, și n-am avut timp mai de mult, nu zic. De așa m-am îmbrăcat panculerul ăsta la gât de zici că-s fată, ferească-mă Dumnezeu. Salut, mă auzi? Da, spune. Ai vreo idee dacă Chestor Rulze pe aici? Poftim. Ai Chestor Rulze dacă e pe aici, ai vreo idee? Cred că e. Unde-i? Da, salut. Nu, 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 nu. Au, colegul! Nu mă căca! Vezi că dacă mai stai aici așa, poate te calc. N-au nimic. Salut, mă auzi? Da, da. Tu știi pe unul Chestorul? Da, domnule, v-aș ruga să mă urmați. Ok. Mai 679. Deocamdată este la el în birou. A, ok. Cu el am vorbit pentru chestii, știi? Da, da, da. Că l-am căutat înainte, dar mi-a zis un coleg de aici, un viitor coleg, că... Da, 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 știu. Da. Uitați-l. Uf, a venit mai repede decât trebuia. Da, da, veniți încă după mine. Uitați, în față e de permis, de portarmă și de permis, okay. Dar veniți încă. Că aici și ai... Da, vezi, la asta mă refer, uite ce bine se mișcă, uite ce... Sus, sus, sus. Da, sper să vadă bine și pe videoclip. Urmează să fiți și dumneavoastră polițist, nu? Da, 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 pentru asta am venit. Ok. Aici pe stânga e de arme și de astea. Unde pe stânga? Și aici e biroul domnului. Ok. Mamă, transpire, ești nebun? Mulțumesc frumos că mi-ai arătat. Și dânsul este o zi frumoasă. Mulțumesc asemenea. La revedere. Bună ziua, domnule. Bună, Ruz. Ce faci? Uite ce să fac. Prin birou pe aici. Am înțeles, am căutat cu celălalt, dar nu prea știe toată lumea. Da, am întrebat. Da, da. Bun, domn. Să-mi reșiptără cu mine un buletin. Noi ne cunoaștem ca idee. Alex. Ok, ia acolo un loc. Să te caut în bază de date, dacă n-ai mai infracțiuni. Ce mai ziceți? Cum mai stați cu treaba? Nu prea mult, am avut foarte multă treabă în Los Santos, dacă mă înțelegi, și faza e că abia acum am revenit în oraș, am un pic de mai mult timp, vreau să mă angajez ca zerul micurat. Știi că data trecută ne-am întâlnit, am rămas fără mașină, fă nebuneală atunci. Am auzit că a ajuns chestor, ai... Da, am ajuns chestor. Felicitări, mă bucur. Mulțumesc, mulțumesc. Ultima dată ai fost pe agența ce ai fost. Înainte a fost subcomisar. Sa. A, aproape, pe undeva chestor, ai muncit mult, se înseamnă. Bun, văd că sunteți ok, domn. De ce doriți să intrați în poliția română? Bă, mi se pare destul de ordonat, destul de... O... cum zic, un departament destul de ok, care apără civilii. Și aș dori și eu să fac parte, știi? Bun, domnule, și cu ce se ocupă departamentul poliției? Protecția civililor, adică luptă contra corupției și tot felul de chestii, de genul. Am înțeles, da. Stați un pic ca să-mi iau de aici tableta. Cu jafuri, frate. Să mă ocupă cu jafuri. De merem ca poliție și dăm jafuri. Adică, da. Bun, domnul. O să spun câteva întrebări. Să mă bată tata. De logică, adică de poliția română. Ok. N-ai cum să nu știi. Bun. Prima întrebare. Dacă vezi un autovehicul trecând pe culoarea roșie a semaforului, ce faceți în momentul acela? Încep să pornesc girofarul, le dau pe sațe că fac o urmărire, în caz dacă se oprește trecând pe dreapta, atunci, da, efectiv anulez urmărirea și încep să îi iau buletinul, să îi scriu amendă pentru trecerea pe culoarea roșie a semaforului. Bun, domn. Cum procedați într-o urmărire? Încerc să-mi spun call sign-ul, să-mi spun că pe mașină e dată într-o urmărire, depinde ceea ce se întâmplă la acțiunea aia. Dacă începe să tragă, deja e pe undeva cod 0. Și pe anunțul același colegi că deja e cod 0. Da, la noi sunt puțin mai diferite codurile. La noi e 1099. Ok. Trebuie să ne învăț. Da, o să le tăți, le înveți. Ce rol play? Da, cu timpul le înveți mai. Da. Bine, apoi undeva eram aproape, nu? Adică... Bun, domnul, care e procedura de la vama? Nu o cunosc. Nu o cunoașteți. Cunosc, o să vă... Mergem amândoi și o să vedeți. Bun, domnul. Dați aici să vă scriu insignia nouă, că ați trecut. Ok, mersi. Fac acum o insignia nouă pentru dumneavoastră. Mersi, mersi. Nu știu cum e la vama așa, nu prea trec vreau fama. Aoleu, scuzați-mă. Bă, pleacă de aici, mă, ce faci? 37 de bandaje. Haideți aici sus să văd, stau aici. Bun. Stați că vă pun aici pe piept. Ah, vezi că un pic mă doare acolo când o pui. Bun, stai că să împing un pic cu pumnul să intre mai bine. Au. Așa, a intrat? Da, cred. Uite-te la bluză. Bun, a intrat, stați așa, am plicat. Să vedem dacă... Poate mă sunați, bă. Acum sunteți în bază de date a poliției. Ok. Ia vedeți, dacă aveți acum înghiozat niște cătuște ceva. Da, am. Aveți? Da. Bun. Trebuie să închid ochii și să îi redeschid după aia sau? Domnul Ruz, mă auzi? Mamă, cum scrie acolo pe chat că perchesionează jucători, dar la cred că e meniu normal. Arestează fraierul, am înțeles. Bună. Advanced menu acesta caută plăcuță, informație civil. Antel menu, manufacțiune, poliția română, cadet, 450 de mame. Bun domnul, vă rog să mă urmați, să vă arătăm și secția și mașinile pe care le avem. Auzi, dar vă că pe ziar acolo, cred că majoritatea a trecut peste graniță, cum ar fi. Am păzit aici. Aici avem toate, să spunem, baza de date în care avem fiecare mașină care nu a plătit taxa. Taxa nu e automat pentru a plăti, doar că așa îi putem da în lista wanted. Ah, ok. Și cu un exemplu, eu ca și cadet pot să-l dau sau trebuie să aștept pe cineva mai mare? Să dai wanted? Da. Nu, poți să dai singur dacă ai văzut că au plecat. Dacă nu... A, deci bun. Eu ca și cadet pot să mă duc acolo, la vamă și să stau cu cineva. Da, oricum noi facem regrupări. Aproape, cred că în oră, Ok. Că se pleacă de la vamă și să trăiți, domnul Buzatu. Mamă, bă, tu ăsta e nou? Sau ce? Da, da, da. Să trăiți. Bun. Cum deschizi stația? Mașina aceasta. Mașina asta, nu știu ce se duce pe ea, e mai așa. Ok. Domnul, mă lăsa să iau o mașină să mă duc să-mi iau stație? Haideți, domnul, haideți. Haide că merg și eu cu tine la vamă mare după aia. Bine, bine. Mă, ce faină mașina. Aia e Mustang, da. Hai domnul Buzatu, scoateți o mașină că trebuie să are la domnul toate, că da, e nou și se explică. Deci este în Audi A4, nică te vede. Da, arată super bine, adică... Bun, aici avem un... Volkswagen CC. Nu, nu CC-ul, nu CC-ul. Pot să mor cu mașina sau...? Eu ți le arăt acum, după ziua. Bună ziua! Bună ziua! Ce se întâmplă aici? Nu, e domnul. Au intrat acum și trebuie să-i arăt toate. Moto. Dar n-are două locuri asta. Echipajul moto. Motor, din câte vedeți? Da, da. Asta e ok, mai bine să mergi prin păduri, prin pădure, când aveți în urgență. Ai și off-road. Da. Domnul, aveți nevoie de ceva? Dați-mi apă dacă aveți. Mă uit pe aici. Păi tata, că dau eu. Părăsiți acum zona că... La cine trebuie să dau? Eu vreau apă dacă asta. Poftim. Să trăiești. Trăiei cum erau că se dau berea. Avem o Kia. Mamă, ce mașină frumoasă. Să-mi la mi-am luat cu BMW-ul pe undeva. Da. N-avă spațial așa. Acum avem un 6x6. Care asta se folosește mai mult la jafuri. Ok. Mașina asta. E pe mai multe orașe. Da, da. A, bine, eu ca și cadet nu pot să le folosesc pe toate. O să putem că le putem descate. Ok. Mașina asta am și viața reală, guys. Ca să știți. Opel Insignia 2012 combi. Bine, motorul de 2.0 diesel. Da, da. Avem blindata de intervenție. Ce? Cu asta zboară, frate, e nebun. Asta vreau să întreb, cu oare pentru stație trebuie să... Hai, scoateți mașina dacă aveți. Scoateți, scoateți. Scot. Ce să scot? Scot și eu tot Audi scot. Hai, coleg. Audi-ul ăsta e cel mai indicat pentru cadeți. Doar că la viteză mare se cam răspară, dacă înțelegi. Am înțeles. E8-ul, acesta e de la gradul de agent. Da, da. Mamă. Pentru dumneavoastră o să aveți, orică vedeți ce mașină aveți acces. Da. E pe fiecare grad. O mașină de Keystone nu cred că trebuie să... Vrei să vi le arăt? Nu, 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 lasă, că până acolo e departe oricum. Nu, deci cam astea ar fi. Și Mustangul care l-ați văzut. Bun, haideți să mergem acum până la vame, să vă arăt procedura. Ce faci băiatul aici? Lasă-l. Păi de ce a venit? Păi, dar te rog să pleci. Băi, colegilor, a sunat cineva la ambulanță pentru colegul ăsta rănit din parcare? Deci eu s-a sunat la ambulanță. Bă, mi-a răpit o bere. Mă duc cu tine? Da. N-ar trebui să ne îmbrăcăm sau să mă îmbrăc? Nu, imediat nu. Să-mi spui cu stația cum stă... Da. Ai stație? Nu. Hai să mergem să-ți cumperi. Cel mai descult la domnul Smurt. Dă și pe stație când se întâmplă ceva, adică informează membrii poliției. Asta e ceva nou. Ce? Față că informează dispatcherul pe stație, știi? Da. Nu cred că o prins-o. Nu, serios, e ceva nou. Uite, pe Cronos n-am văzut treaba să informeze cum ar fi dispatcherul englez. Da, prea am făcut o alegere bună cu mașina asta. De ce? De ce? Am uitat, nu prea are frâne. Dar majoritatea n-au frâne sau? Nu, doar asta. Are câteva, vreo două mașini care nu-mi prea au frâne. Că n-am vrut să vorbesc chiar acolo. Mașina de chestori secundare, mașina. Aoleu. Cam sare pe alea. Da. Păi și de unde mi-au stația? Nu mai merg acum, stă de la magazin. Ia, ok. Parcă trebuie să-mi iau și eu. Na, că am fost la jaf. Da. Și, da. Mi s-a dat informația asta de na. Ca civil, deocamdată nu prea... Mi-a plăcut să aud. Ca și cadet aveți... voi la Pacific și la Bijou. Ok. Cam asta ar fi de bază. Dacă creșteți în grad de la GMS principal în sus, puteți merge la orice joc. Ah, bun. Dar care sunteți chemați, care sunt, da, da, așa, nu le putem băga peste dicoți. Păi și codurile pe unde pot să le văd? O să zic eu când o să le... O să ți le scriu pe telefon și... Ok. Te las, salut! Salut! Haideți. Ce faci? Te dai jos! Te ficațului tău. Bă, nebunule. S-o enervatorez. Da. Bun, domnul. Da? Fii atent. Vă gândiți la mușculefonul. Ok. Și luați stația radio și o luați în mână la. O iau în mână. Bun. Unde scrie frecvența, scrieți acolo 565. 605. Apăsați ok acolo. 605? 565. Ah. 565. De ce 33? De ce 33, da? Că a intrat domnul Quick Time. Bun. Hai să vă domnul Quick Time. Sănătate. Bună ziua, bine ați venit. Bun, mergem acum să ne luăm uniforma. Ok. Pentru... Stai că mă sună poliția română. Poftim? Mă sună poliția română. Da. Nu, aveți apelele de la care... de la civil. Ah, ok. 10-4. Stați un pic pe aici ca să ne auzim noi doi. Da. Prima dată trebuie să o închideți. Stația, după aia o dați mai încet, după aia intrați iar pe stație. Bine, frate. Da. Cred că merge și fără. Da, în fine. Cadet. Colegii, la 1000... Mai bine ieși de pe stație, că... La 1047 este o femeie agresată. Da? Ajung eu. Deci 33, vă rog frumos, rămâneți, vă rog frumos, unde ați fost repartizați. Bun, domnule. Deci, vă spun acum cum puteți să mă îmbrăcați, stați un pic. Bun, sunteți pe fir? Da. Bun. Aveți așa. La pălării nu e neapărat să vă puneți. Oricum o trebuie jos. 404. Ok. Așa. Tricol 149 cu articolul 2. Da. Mâini mănuși 26. Pantaloni 104. Încălțăminte 10. Ochelari 3. Ochelari. Ochelar 3. Nu e neapărat, doar dacă doriți. Eșarfe coliere 6. Cercei 5. Puteați încheie, domnul Arcuie bicicleta. Și geantă vă puneți pe stradă. 28. Bună seara. Bun, cam asta ar fi. Poliția română e cea mai tare. Ba, că repede m-am îmbrăcat. Nu mă cup. Eu, stai că era să comi prima faptă. Da, pentru că ai trecut pe roșu, domnul coleg. Bun, hai să mergem acum la Vama Mare. Ok. Acolo e mai mare circulația. Am nevoie de dovadă video pentru treaba asta. Da, uite aici e roșu. Hai că pe-am ieșit un pic de pe stație. Da, e ok. Da. Până pot să dau un pic mai încet, știi? Aia îmi place că pot să dau stația mai tare sau mai încet, depinde. Da, mă, cum e mai bine. Da, da, da. Numai cu echipament trebuie să mă iau de acolo din poliție. Da, după ce plecăm de la vamă, mergem, lăsăm vă mai luați echipamentul. Da. Și pe aia mereți întreabă. Cred că facem o regrupare. După. Că văd că... Poftim? Ar trebui să facem o regrupare, că... Aulou. Auzi, dar la mașini de ce văd eu butonul ăla de la fiecare? Că activează, că e activat automat modul de drift. Așa, așa îți arată ție? Da, da, da. Nu știu. Dar la fiecare. Din nou este una așa. Dacă vrei poți să stau cu mine, că rămân eu cu ei aici. Rus. Să rămân și aici? Rămân, da, cu domnul Quick Time, să îl învăț un pic la vamă. Ok, bun venit domnul Quick. Mersi, mersi. Plăcere. Haideți după vamă mai bine. Am șapca asta pe cap de zici că schester pe undeva. Poftim? Prima dată faceți așa. Prima dată vă legitimați. Da. După aia spuneți că i-a arătat să-i arate în buletin. Cadete ta Alex de la secția mea e. Care mi-i? Nu știu care mi-i simna. Apăsați mușcul capa. Vă duceți la poliție și dați acolo. Arată legitimație. Ah, ok. Așa. Apoi dați să vă ceară un buletin. Bun. După aia mergeți la poliție. Hai că da. Să-i ceri permisul. Apoi îi spui să se dea jos într-o mică percheziție. Îl petușezi. După aia te uiți la el cu mușcul F1. Te uiți la el în buzunare. După ce ai gătat. Cum ar fi genul ăsta cu mușcul F1, nu? Da, apeși mușcul F1 ca să... Apăși mușcule funul și după aia, doar dacă e încătușat, poți să vezi lele. Ah, ok. Așa, după aia spuneți... Da bine, trebuie să pun cătușile automat pentru o verificare, da? Da, după aia rulați, că luați chile din buzunar, intrați în mașină, verificați doar pe două și pe bagajul. Și cam asta e. Ok. Bine, oricum o să mai încerc eu să zic așa că da. Da. Mersi. O să mai învăț eu pe parcurs cum e până în orașul ăsta. Da, am o zi, două până mă mai învăț. Da, da. Fain ar fi să umblu și cu cineva, că da. Clar că singur nu știu că pot. Da, în fiecare zi, în fiecare patrulă trimit către doi mașini. Nu există unul în mașină. Și pot să verific și cazierul oamenilor care trec pe aici, automat, nu? Da, cazierul, da, dar nu ar trebui. Adică s-a băgat acum regulă nouă. Cei care au mai mult de 5 caziere îi băgăm la închisoare definitiv. Și va trebui să-i dea domnul primar tricou nou. Ah, am înțeles acum. Dacă are mai mult de 5 caziere. Și ce înseamnă verificat de certificat verde? Da, ăla nu e în funcțiune. Ah, ok. Când era atunci coronavirus și trebuia să ieși afară doar cu din ăla, cu certificat. Da. Da, trebuie scos chestia. Da, am înțeles. Bun atunci. Așteptăm aici să vedem că vă descurcați. Doamne ajută. Mergem să vă luați, echipamentul de dotare. A, deci să așteptăm în mașină, să înțeleg, nu? Da, da. Ca să dați în wanted, vă duceți iarăși la poliție, la advanced menu. La poliție, la advanced menu, ok? Da, la wanted menu. Și dați acolo, ori adaugă wanted, lista wanted, sau scoate, sau să dai wanted pe mașină. Păi și eu cum îi văd CNP-ul, adică fac de asta? Nu, 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 îi vezi în ziar. Când vezi că scrie, vezi cum scrie acum, Suceava, 12823. Aveți nevoie de mâncare și apă, băieți? Nu, nu. Vezi că CNP-ul ai acolo în... A, pe ziar. Da. Ai și plăcuța vehiculului și CNP-ul mașinii. Am înțeles. Am crezut că trebuie să fac de astea, că de alea, că... Nu, 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 că se... Nu, așa se... Da, da, știu. Așa se trage metamfetamină pe nas. Da. Ea a venit o mașină acolo. Da. Da, l-a luat colegul. Bine, și dacă, de exemplu, refuză să se percheziționeze un alta și fuge de mine, ce fac? Dacă fuge de tine, n-ai ce să faci. Dacă sunt puțin la vamă, trebuie să rămâi acolo, n-ai ce să faci. Nu, mă refer că dacă fuge, un exemplu, dacă refuză să îl percheziționeze, că poți să dea oante, nu? Da, să dai oante și vezi de treaba ta. Și dacă vezi că iară se întoarce și face mișto, chem niște întărâri. Chem niște întărâri și după aia... Și cum stă treaba cu codurile, cum... Bun, codurile acum o să ți le notez și o să ți le trimit. Ok. O să ți le trimit acolo pe telefon. Ok, hai că mă uit acum. Da, picam să scriu aici. Ca să știu, un caz de pot să am nevoie sau așa mai departe. Da. Că a venit o mașină. Poți să-l iau? Da, da, ia-l. Bună! E mecanic, A, deci pe mecanic nu-i dau. Nu. Ok. Că mecanici avem contract cu ei. Nu, bun atunci. Și pe ce nu mă luăm, ca să știu? SRI sau de-alea? Poftim? SRI de-alea nu-l luăm, nu? Ce SRI? De cod, eu știu ce rancuri mai ies prin oraș. Ah. Nu, nu se ia după aia. Deci nu, și pe aia trebuie să controlăm, nu? Da. Ah, bun atunci. Doar smurduri și mecanici cum noi controlăm. Bun atunci. Tot ce trebuie și controlăm. Da. Dați un pic că nu mai găsesc, nu mai își aduce aminte creierul. Și păduri mereu. Bun. Cum e? Hai că facem noi până atunci ceva. Am făcut rapid o poză, așa am furat-o cu el împreună. 1280 pe 720. Am făcut thumbnail-ul rapid până nu se uite nimeni, până nu ne apare cineva. Hai să dăm un set, crop, thumbnail acum ca să nu uit pe când. Poliție, haos, așa că, ce zic, guys? Da. Gata, domnule, le-am trimis acolo pe telefon. Da, 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 ok, bine. Bun, și... La vama nu e necesar, 401 și 402, toate pe asta rămâneți, 565. Da, da. Deci la vame nu, că vama le-am pus eu, dar nu trebuia să le pun. Da, da. Nu, mă refer că... Poliția rămâne 565, luați-l pe acesta. Da. Bună, vă rog frumos să dați geamul jos. Bună dimineața. Cadeta Tarali de la poliția mea, ei prezentați și mie un buletin, dacă vă rog. Am acum, stați așa. Ok, domnul Gicel Cămătaru, nu? Da, da, da. Prezentați-mi, dacă vă rog, un permis. Stați așa un pic, domnul, ca să văd dacă l-am aici mașina asta. Cam așa, exact. Ok. Până nu l-am torpedor. Nu s-ar putea să l-am pe bagaj. Da, văd că e valabil, e tot ok. Până în 2029 e bun, e bun, perfect. Da. Ok, 2 minute. Dați-o și mie asigurarea de la mașină, dacă vă rog. Asigurarea? Nu e nevoie, asigurarea, nu e nevoie. Nu? Nu. Pe acum mă duceam să mă fac. Ok. Bine, atunci sunteți liberi. Stați să vă dau actele înapoi. Nu, domnul să vă dau jos pentru percheziție. Ah, da, 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 cum sunt. Scuze, sunt nou și... Da, 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 nu, înțeleg. Ok, o să pot să vă pun cătușile. Așa mai încep fără să nu vă dau rău. Te uiți la el cu mușchiul telefonul în buzunare, așa. Te ușoare, în dreapta. Da, e curat. Ok, dar până la mașină, orice mașină. Poftiți? Stai că mă urc un pic pe mașină. A, uitați-vă și mașină. Urci mașină și perpiștor pe două. Apasă... Uitați-vă și mașină. Ia vezi, acum. Apăsați capa și jos de toată aveți, verificător pe două. Da. Ați găsit, domnul? Stai... Flexat mușchiul cu capa și mai jos, gen... Printre ultimele. Gata. Da, e curat. Bun, și portbagajul, la fel. Și portbagajul. Doamna Băzată e aici? Nu, nu? Nu, nu e aici. Da, la fel, este sub... așa. Bun, curat. Bun, dai cătușile jos. Hai cum am zis cătușile jos. Mulțumesc pentru cooperare. Nu aveți pentru ce, domnul. Zi frumos. La revedere. Poftim, luați actele înapoi. La revedere. La revedere. Ai uitat de percheziție? Am uitat, da, da, da. M-am gândit că trebuia ceva să mai fac, dar... Am uitat de știa așa pe moment, zic. Da, da. Merse pentru coduri, uite care e faza, mă refer la alte coduri, adică un exemplu, uite, în orașul celălalt, când s-a dat, când a fost loc de împușcătură, s-a dat un cod, un BK. Da, BK, da. Așa e și pe aici? Da. De la 1 până la 6? Nu, de la 0. Da, backup nu, BK1 și BK2. BK2 DICOT, BK1 e poliția română. Ok, deci BK1 și 2, care 2 pentru DICOT. DICOT, da, dai BK1. Scrie, te gândești la mușchiul T și scrie acolo, slash BK1. Da, și deja se știe pentru ce trebuie să vină. Da, da, scrie numele tău și RP-ul tău și unde ești. Bun. Și la DICOT noi nu avem voie să-l folosim. Nu, nu avem voie, numai DICOT-ul folosește pe lui. Da. Dacă vezi că scrie codul 2, nu te duci. Doar dacă se cer întăriri mai multe. Dacă cer întăriri, da. Dacă scrie doar cod 2, nu. Bun, mergem să-ți iei echipamentul? Hai. Hai că o să părăși acum GoPro-ul. Mă scuzați, am avut un pic de GoPro. Trebuie să... Guys, hai că eu opresc acum primul episod, e de 42 de minute, totuși o să le editez, da? Și mă duc acum să le iau, intrăm pe tură rapid. Nu mai... Am înțeles. Nu mai stăm, vă aștept și pe voi pe server, vă aștept o facțiune. Și ai un Mustang, așa... Au Cadillac-ul ăla și în Cordoba de transport din data. Da. Bun, v-am pupat. Pa, pa!